Am așa mai multe direcții cu care să încep. Hai să încep întâi cu ideea de a îmbrățișa și a forma acest eveniment, această expoziție. A fost, de fapt, a doamnei vicepreședinte și a doamnei secretare a asociației noastre, doamna Gabi Ghinea și doamna Ana Maria Mihalcea. Și eu am îmbrățișat în prima această idee, după care, timp de câteva săptămâni, cred că și mai bine, am tot periat, am tot cosmetizat ideea în sine ca să ajungem la o asemenea formulă. Da, domnul profesor Paulian i-a fost ca o dată. Deci dacă în direcția acestea a artelor plastice, a artelor vizuale am învățat ceva, de la dumneavoastră am învățat cel mai mult. Deci, la un moment dat, și să vă spun o chestie foarte interesantă, cum am învățat un lucru important de la dumnealui. Era de o calmitate și de o răbdare enervantă, la început, pentru mine. Vorbea și eu, cum eram vorbim cu anii ceva mai în urmă, poate eferbește, dar a intrat peste vorba lui, stătea așa și el. Și întrerupea vorba dumnealui. Eu, în avalanșa mea, la un moment dat îmi dădeam seama ce aiureală puteam să fac în acea frumoasă discuție pe care o formulase. Târziu mi-am dat seama că acest lucru trebuie învățat. Poate că fiecare dintre noi am fost la un moment dat așa efervescenți în discuții și intram peste altul în discuție, dar acest lucru l-am învățat de la domnul profesor. Mare rău. Pe de altă parte, cum spuneam, ideea, pentru că doamna Gabi și doamna Maria Calcea au fost elevele domnului profesor Paulian. Este o bucurie enormă, pentru că au petrecut vreme împreună. Deși suntem vremelnici, într-un spațiu veșnic, într-un spațiu numai spațiu, într-un univers, iată că aceste momente sunt binecuvântate. Și, așa cum a spus și domnul director, nu întâmplător astăzi, de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, înainte mergătorului Domnului Iisus Hristos, 24 iunie, iată că, și să mai amintesc sărbătorile care au fost înainte, Sânzienele și Drăgaica, așa cum știm foarte bine, este, cum am spus, și într-un moment mai recent construit ziua ei. Astăzi a avut loc un eveniment în piața primăriei. Majoritatea dumneavoastră știți și poate ați participat. Și acum vreau să mai continui un lucru. Într-adevăr, este o părticică. Eu, din lucrările domnului Paulian, am în jur de 55 de lucrări. Anca mai are încă un set foarte mare de lucrări, deci aici este mai o părticică. Am ales, așa cum a spus un director, 20 de lucrări care mi s-au părut mai reprezentative din colecția pe care o aveam. Acum, cuvântul sine despre această expoziție, vreau să încep prin o povestire, o istorie, o taină între cele două cuvinte. Dialogul tăcerii. Dialogul tăcerii. De ce am ales asta? Dialogul tăcerii dintre cele două lumi prin care ne-a binecuvântat Dumnezeu cu darurile sale. Și pot spune că și această alegere a lucrărilor este, de fapt, acea distrugere a frontierei, a zidului dintre vremelnicie și veșnicie, dacă vreți. Și ne situăm la acest moment, este un moment, un punct de referință, să zicem, din lucrarea lui Dumnezeu, până la urmă. Și așa cum se vede, în primul rând, lucrările lui Mihai și Bănescu,
cele două dimensiuni, dacă vreți, prin portalul și prin zonele sau, cum să spun, lumile, lumea de aici, lumea de dincolo. De fapt, pictura lui Mihai este foarte, are un simbol și o semnificație deosebită în ceea ce privește taina subiectului, dacă vreți, sau taina a ceea ce va să vrea să exprime lucrări. Mai departe, Mihai Marin Cârstea, un impresionist care nu avem ce să mai un și mai ales prolific. De ce spun asta în tabere? Noi suntem mai, eu sunt mai meticulos așa și mai încet în lucru. Lucrez o lucrare, două, dumnealui termină 4-5 lucrări. Da, pentru că, după cum se vede, este o altă respirație, dacă vreți, și avem strada picturii, așa cum a spus și domnul Crăciun, la mijloc, iar în mărgini, în lateral, și acolo avem frontiere, marea și uscatul. A ales domnul Crăciun să fie exterior marea. Pentru că uscatul e la mijloc. Așa este. Foarte frumos. Iar eu am aceste lucrări. Într-adevăr, Răsărită la Apusului, așa l-am intitulat, o frumoasă simplitate. Această lucrare este, dacă mergeți la Mănăstirea Ciocanu, la Budea, pe un film, exact în curva acolo, mai se găsește încă căsuța asta. De acolo este imaginea. Și acolo o lucrare sepie, care mie personal m-am bucurat mult că am adus-o în forma asta. Eu acum vreau să invit aici, bineînțeles, cei doi artiști. Încă o dată, vreau să mai punctez un lucru important. Dacă vă spun cu sinceritate, mă bucur enorm pentru că e prima expoziție în care nu mai este în frontiere, sunt aproape de tatăl meu, de profesorul George Paulian și de doi mari artiști, Mihai Cerbănescu, care știu și am înțeles că este în Comitetul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România și, cum am spus, un mare impresionist al vremii noastre, domnul Mihai Marin Cârstea. Vă iubesc și vă îmbrățișez pentru că ați venit și ați binevoit să fiți astăzi aici și să ne bucurăm împreună. Dacă doriți, veniți. Ceea ce vedeți aici expus de Liviu este o parte a lucrărilor lor, o participă, da, a lucrărilor. Pentru că tata a făcut grafică de carte pe parcursul a mai multor ani, aproape un deceniu. Sigur că lucrările care s-au adunat în acest răstim îmi permit mie ca fiică să am posibilitatea de a organiza și alte expoziții pe aceeași temă a graficii de carte, încercând în felul acesta să vă arăt și această modalitate de exprimare artistică a lui, pe care a îmbrățișat-o împreună cu cea de pictură.
vă invit să descoperiți pe Paulian Grafician, cum e și Șorin.